Salutare! Astăzi am făcut un lucru deosebit. Am cumpărat ghiozdane pline cu rechizite școlare. Un ghiozdan pentru un fat și un ghiozdan pentru un băiat. Și le-am cadonat abonaților noștri. Dar emoțiile care au fost din partea lor, nici noi nu ne-am așteptat la ele. Și ce am pus în aceste ghiozdane? Rămâne să vedeți în acest videoclip. Dacă eu și alege pe minimum ghiozdan, eu și lua sau acesta roz, sau acesta cu o libelule, sau cu floricei. Acum trebuie să aleg din aceste 3, 1. Va fi un pic greu. Eu cred că o să luăm acest. Eu cred că mof. Nu știu de ce, dar îmi place mai tare. Eu e ușurel, are mare, acela e frumos, dar mie pare prea mare. Și pentru clasa întâi, în sensul că în prima clasă, de obicei, multe caiete, multe cărți, că tu doar începi școala și deodată multe trebuie să afli. Și da. Eu cred că acesta e normal pentru ce este mai universal, dacă vom întâlni un abonat mai mic, adică o fetiță mai mică, îi va fi bine, îi va plăcea, cred. Și unii adolescenți, cred că tot îi va plăcea acest rucsac. Acum mergem după rechizite cu care vom umplea ghiozda. Haideți! Vom începe cu caietele, fiindcă acest la fiecare elev. Și de fapt, văd aici multe pentru fete, iată chiar aici roze. Păi hai să le alegem. Și eu zic să luăm doar în pătrățele, deoarece noi nu știm pe ce abonați vom întâlni, ce clasă vor fi, iar în fiecare clasă, caietul în linii trebuie să fie diferit. Pentru cei din prima clasă, un fel de linii, cei dintre patra clasă, alt fel de linii, așa că vom lua doar pătrățele. Mi-a făcut acesta cu pepeni roșu? Da. Și ele în pătrățele și pentru fetițe merge. Pentru băiețele mai mult nu-mi place așa. Îmi place mai mult cu mașinieli, cu locuri și ceva. Iar la băiețel vom ajunge. Stai. Eu voi alege. Așa. Este și așa cu animăluțe. Iepuraș. Păi alege. Care? Eu cred că iepuraș. Fetița se place. Fetiții, da. Îi va plăcea foarte mult. Este și cu floricele. Mof sau roz? Mof sau roz? Mof, dacă am luat un ghiozdan mof, atunci și caietul să fie cu mof. Uite, dar este așa, Jasmina, uite foarte fain. Poate fetița știe că fie așa mai extremală, mai nu știu. Da. E o combinație foarte reușită, cred. Așa, hai, de sien, de culori. Da? Hai să mă uităm. Hai să mă luăm. Uite ce frumoasă. Wow! Stai, nu-i mergeți dacă te faci să luăm pătrățele. Dar sunt pătrățele, da. Uite, ăsta e foarte gros. Mi-am zis că când eram la școală, foarte rapid se cheltuiau caietele și noi ziceam să luăm cât mai gros. Și aici e un gros. Așa, super. Și avem 5 caiete. Mai luăm? Poate luăm așa, că se nu vezi ce se poate. Hai. Putem așa, așa. Și cu supăratul. Sau așa. Hai să luăm așa. Pisică care doarme sau se bronzează. Doarme, pentru că e luna aici, vezi? A, și numără oițele. Hai să luăm și așa. Bine. Cred că cu caietele am terminat. Pune-le în ghiozdan. Și mergem mai departe. Da. Eu cred că următorul lucru vom lua penar. Și aici este un raft doar penari pentru fete. Și acolo pare că pentru băieți. Dar acum pentru fete. Așa. Sunt așa frumoase, dar eu vreau să aleg un penar care se va combina cu gelcuța. Nu știu, îmi place așa. Acest penar e mare. Și când te încapi tot la el, și crioanele colorate, și pensule chiar, și silouri, și crioanele simple. Mai mult, foarte faină idee. Hai să mai uităm. Aici este cu copil. Este o gheată. Forță.
Есть такой сирен, и кураж сирены. Мне кажется, наша медаль мы плохо зачислили. Зависи, що по нікого. Наручили ми нам, що качалися на поминаючу будь-яку свою мов. Елуа. А що, яку чесно? Тігру? Тігру, так. Да. Окей, тігру. Тігру роз. А мать пінар. Акум, мертю селом. Ти селом, акум, у новом дедісіян. Так. Чи мама і мати, що ще апоїм і кутір. Апоїм вам лоа лукру, в карі вам умпля, а чес пінар. Да. Сау, в карі вам умпля, спетіся пінаром. Și de data mai face un album roz. Pentru fetițe? Pentru fetițe. Nu ca exemplu asta. Deci pentru fată și pentru băiet. Dar asta se vede pentru la fetiță, așa frumoșică. E gros, are multe foi. Da? Și va putea multe desene frumoase să deseneze. Dacă fetiții ce îi place să deseneze, acest album este special pentru ea. Mai departe și eu cred că luăm acum caroți și creioane. Scrieți-ne în comentarii dacă vă plac astfel de videouri unde noi cumpărăm ceva sau facem ceva pentru abonații noștri, pentru voi. Dacă e așa, dați și like. Și noi vom face mai multe videoclipuri de acest gen. Aici sunt creioane și eu am găsit. Așa am înțeles cu floare, așa am înțeles cu fluturaș și cred că cel mai potrivit este așa un set cu creioane așa roz și aici la margine arată ce culoare este. Și este și pentru băieți. Și eu mă gândesc să luăm așa un set pentru fete și când vom lua ghezdană pentru băieți, să zic că dacă vă se dorească, să putem să luăm așa cu rechin. O să vedem, să ajungem. Deci luăm așa set? Da, hai să luăm. Aici parcă sunt toate culorile necesare. Eu zic să mai luăm, în afară de creioane, să luăm și niște carioci. Da. Cu care toți se deșunează foarte frumos. Mi-a plăcut aceste carioci, el așa arată calitativ și frumos, nu? Chiar așa... dacă sunt aici cu albastru deschis cu nozuriu, dar sunt foarte faine, eu cred că fetiții îi vor plăcea. Și ambalajul este așa colorat, frumos, cu cubie, cu cactus, inimioare. Deci asta e deschis, da? Da, acest. Mie mi-ar plăcea. Următorul lucru care vom lua va fi creioane simple, care lua orice elev trebuie. Așa, acum trebuie de ales care. Hai să vedem mai încolo, poate mai simt situl și spune. Da? Da, aici sunt ceva profesionist, de zi, nu știu dacă îi trebuie unui elev simplu. Hai să mai vedem. Uite, aici sunt creioane simple. Ua, ce fain. Da, e gri, de data se înțeleg că sunt simple. Sunt ascuțite. Apropo, trebuie să luăm și o ascuțitoare. Da. Luăm și ascuțitoare pentru creioanele colorate, chiar dacă sunt ascuțite și aici astea, se mai rupe griful și iarăși trebuie ascuțit. Așa că cumpărăm o ascuțitoare. Hai punem. Deci trebuie să luăm ascuțitoare, radieră și... Luăm acuarelă? Luăm acuarelă și o pensul. Okay? O pensul. Și pixul, cum vorbim? Pixul. Hai totul la rând, pas cu pas. Jasmina, ia uite ce acuarele, uite ce culoare prinse. Și multe. Da. Și acuarele, de fapt, sunt și pentru fete și băieți. Iată, așa un set? Da, așa un set. Pot să le și tu că mă luați examen pentru tot. Da? Luăm așa mai mare, să aibă o varietate mai largă de culori. Aici sunt pensuri. Sunt așa mai funcționale, așa micuți, mari, mai mari. Eu cred că trebuie așa un set mai simplu. Da, așa set. De exemplu, este aici gros, mai subțire, mai subțire și foarte subțire. Da, să luăm unul așa. Pentru că aici cam sunt toate totul, da? Luăm unul puțin mai scump, dar cu diferite pensuri. Hai, Jasmina, tu alegi acum lucrurile care trebuie puse în ghiozdan. Hai! Nu te mi-a plăcut această scuțitoare așa pentru fetițe, aici cu un capac, pentru mic și mare. Și, și noi, apropo, am luat, îmi pare că creioanele colorate e groase, așa că aici este și pentru asta. Iar cele simple erau subțiri. Aici avem și pentru unele și pentru altele. Super! O luăm. Da, o luăm pe acesta. Și aici de supără este medie. Noi putem să luăm simplu. Sau uite așa cu păi, de să luăm. Hai să luăm mai așa.
o rădire, da? Așa, cu roz. Asta ca să nu te murdărești. Rădire, rădire. Eu, de data aici foarte multe pentru că uitați-vă, iată așa. Aici, 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 aici. Acum, moci. Deci trebuie să luăm cât? Deci să luăm 3, să luăm. 3 pix. Ok? Da, 3 și diferite, dar toate pentru fetiță. Eu văd de data ce staros și frumos. O lui ei? Da, el e foarte frumos și pentru pe. 1. Uite, este așa frumos cu emoji-uri, sau este așa albastru, sau mov, cu flori, nu știu cât să fie, cât așa. Sunt toate frumoase, da? Eu cred că luăm acesta roz, cu capac, și putem să mai luăm încă unul. Poate așa să luăm albastru. Uite, să spune, parcă e bomboană. Aceasta e bine. Ok. Așa albastru, e frumos. Și trei pixuri am luat. Portocalii, galbene. Ia-o-te mâna roz. Roz. Cum? Roz sau mo? De fapt e bate care nu albașă. Vreau să luăm pe asta roz. Roz? Roz? Este de acesta care... Flexibilă, moale, nu se rupe ușor. Da? Mă luăm și pe ea. Dar foarfică. Foarfică trebuie. Uite și este cu fluturaș așa. Nu știu să luăm și hârtie colorată. Da? Foarfecă, hârtie colorată și lipici de acesta uscat. Uite, acest foarfecă luăm, uite, este așa cu tuturaș, mobă pentru fete. Luăm, dacă zici, pentru că tu acum decizi ce vom pune în aceste gheozdane. Cred că o luăm pe ea. E foarte frumoasă și e fix pentru o fetiță. Super! Sau o parte. Eu am găsit așa lipici roz cu albastru și am găsit așa frumoase, cu ursuleți. E foarte drăguț. Aici trebuie să alegem sau frumos și drăguț, sau mai mare și culoarea mobilă chiar în interior. Wow! Nu sunt acelegi. Eu cred că ursuleț. Să luăm două sau una? Hai a două, hai a două. Aici un ursuleț pandă și aici... Dar parcă nu e nici un sorvesc ca fi tigru. A, da, e tigru. E tigru. Tigru și panda. Tigru și panda. Care luăm? Nu știu de ce mie îmi place acest. Cu iepuraș. Ok. Deci, parcă am luat tot. Dacă ceva am uitat, scrieți în comentarii. Ce am uitat noi să luăm? Pici am luat, pix, căruși, crioane, căițele, album. Parcă tot. Încă nu ne ducem să achităm tot, pentru că mergem să alegem un gazdan pentru băieți și îl umplem și pe el. Tăticu, deja știu ce gazdan vei alege. Care? Hai zi. Îți mai zic că alege. Nu, hai, vreau să văd care este gândirea. A, ce asta? Uite, e ca a meu, doar că pentru băieți, albastru și fete, negru. Ce slăbățești, da? Da. Nu. Ce? Eu mă gândesc, sau așa, sau iau. Sau așa. Sau verde. V-am spus că vrem să fie cât mai universal. Dacă îl iau, spre exemplu, așa, este pentru un copil așa, de clase primare, cred. Și unui adolescent nu cred că îi va plăcea. E drăguț, dar pentru clasa 1, 2, 3, merge. Totdeauna universal. Dar uite ce am văzut aici. Este și astfel de rucsac? Dar asta pentru sport, să zic. Oricare băiat, cred că e așa, sportiv, adică... Nu, asta educația fizică, acolo e faină și încălțăminte de schimb. Ok, m-ai convins. Nu, eu. Eu știu. Și acesta tare place, a? Da, nici așa. Așa sunt eu, poate mai optimist, mai vesel. Și chiar dacă unul băiat care este așa mai liniștit, mai timid, vrem să mă împlăm cu bucurie. Da, cred că da, Jasmina are dreptate. Hai să faci mai mult pentru sport. Pentru educație fizică. Și eu voi lua... Acesta. Ok. Acesta. Mobă, albastru, culorile. Este mai universal. Este așa, dar uite, și cu libelurile. Și nu știu dacă fiecare băiat îi va plăcea libelurile, da? Mergem mai departe. Luăm caiete. Vreau să iau pentru așa un bărbat adevărat. Cu un leopard. Îmi place foarte mult.
e în pătrățele, ceea ce este foarte important. Uite, aici este așa mașinică cu bicicletă. Da, hai să tot eu. E în pătrățele, ia uite-ți. O, pe sport car. Este și așa cu bicicletă. Uite, drăguț. Cred că orice are băiat îi va plăcea. Nu e așa? Băieți, scrieți în comentarii, aștept. Încurajați-le voastre să știu că am luat ceva foarte, foarte bun. Justina, vreau eu să iau pentru băieți. Ok, gata. Puteți să știu și mașina? Motocicletă și chiar cu așa un bus. Da. Care? Care? Cu muzică? Cu motocicletă? Știi care vă lua? Uite acest. Ua, Škoda TVO. Arată așa foarte băiețos. Numai să știu. A, e în pătrățele. Exact. A, este buggy. Ți-ai mis că am fost cu buggy, nu așa? Da. Unde eram noi? În Egipt, Egipt, așa e? Băi, să ziceți videoclipul. Dacă nu, atunci vizionați. Jasmina în Egipt. Acolo am fost și cu buggy. Am mers cu așa ceva. Deci, aveam 6 căiete. Care le pun în gâzat. Și mergem mai departe. Am găsit așa un pinar. Parcă e o gheată. Cum se numește? Gheată de fotbal. Noi nu suntem cu fotbalul. Scrieți în comentarii cum se numește asta. Să învățăm o dată pentru totdeauna. Vedeți? Și aici poate să-și pună crioanele, pensulele și stilourile. Și eu cred că dacă băiatul iubește fotbal, o să fac și ce să spună. Să gheat. Exact. Da? Da. Apoi? Uite ce-am găsit. Așa cu corabioare, aici sunt foi. Da, eu am găsit așa. Uite. Da, nu este cu mașini, cu motociclete, cu ceva care să fie așa specific băieților, dar este un neutru, ceva care îți dă inspirația de a desena, periuță, totul este gata, nu mai desenează. Așa că eu îl iau pe acesta. S-ar putea, eu am băiat așa creioane și tu? Așa. Așa, doar pentru băieți cu rechin. Ești și mai mult. E albă? Nu-ți place? E foarte violent, Jocelyn, nu? Ok, haide, dacă să te scot, mie mi-au făcut crioane acestea. Bine, le iau. Și aici în spate încă este și balena, da? Și orice. Hai că îl iau. Setul acesta. Iată acest set de carioci, l-am ales eu. 24 de culori, îmi plac să-mi găsute. Mie mi se pare că am mai avut așa ceva și erau foarte bune. Așa că le luăm pe acestea. Și de asemenea, crioane simple, care le punem în spate. Așa. Și după asta mergem la acuarele. Acesta tot e foarte fain. Mă gândesc că ok, să se diferențieze un pic de ale tale și acest și cu o pensulă de bază. E o set așa de culoare albastră pentru băieți. Și o iau pe acesta. Ok. Da. Și noi de unde pe? Eu de aici am luat, dar s-a terminat. Da? Eu pot să-l iau pe acesta, eu ce fain. Mie îmi place setul acesta. Uite ce gros. Acele la tine erau plate, periuțe, dar la mine sunt ascuțite. Nu știu care este diferența, noi nu suntem specialiști, dar e destul de frumos, are multe periuțe, multe pensule de diferite grosimi. Așa că le luăm. Luăm un astfel de lipici. Vreau să iau o rădieră de așa mai băiețoasă. Sau e așa albastră și mare. Așa destul de comodă. Să fie așa. Și mie îmi place acesta mai tare. Stai că e un pic mușcată. Bun, iată asta e întreagă, vedeți? Asta e un pic mușcat, fără? Așa. De asemenea, pentru două feluri de crioane, mai subțiri și mai groase. Pentru ghezdanul meu, eu aleg. Te spui la tot fugi înainte, să-mi arate el ce trebuie de doar. Și pixuri. Și pixuri. Ok, ca și Jasmine, eu voi lua 3 pixuri. Jasmine a luat 3 și eu 3. Uite ce frumoase ce sunt. Jasmina, eu aleg cu eu. Gata. Doar fii ce aleg eu, ok? Și ce este de fapt, Jasmina a avut dreptate, e foarte fain. Și
Și. Wow. Deci este. Da. Hai să verificăm că am tot și la masă. Deci ce să fac? 1. 2. 3. Wow. Mai subțire, un pic mai gros și gros. Deci Jasmina a găsit așa careuăci pentru față, pentru, cum se numește, mask-up. Și mi-a mai venit o idee de challenge. Dacă vă este interesant, atunci abonați-vă, dați like și noi neapărat vom filma acest videoclip. E un challenge foarte interesant. Chiar la mine de fapt. Bun? Îl luăm și pe el. Dar punem așa aparte. Deci e pentru băiat, așa, așa, fel de foarfecă. Cu albastru, gri, ok? Așa. Și olivă. Albastru. Așa să luăm pe asta, de ce nu? În două culori. Mie foarte tare îmi place. Ok? Nu cum și cam atât. Parcă am luat tot. Să mergem la casă, să achităm tot. Sunt în vârsta asta școlară, care acum se pregătesc de școală și dacă sunt abonații noștri și vedem că chiar au nevoie de aceste rugate, atunci le cadonăm. Deci am întâlnit un băiat. Cum te cheamă? Gheorghe. Gheorghe. Stai-ne, Gheorghe. 13. Da. Acum te pregătești de școală, da? Da. Super. Tu ești abonat de nostru? Da. Da? Te-ai pregătit rechizitele de școală? Gentă, nu știu, geantă. Da, sunt pregătit. Alți te pregătești? Da. Dar cum te pregătești? Nu știu, cu gheozane, cu rechizite. Adică tu azi mergi să ne cumperi, da? Da. Super! Uite, noi am dat peste persoana care trebuie, nu i-am părinte, da? Gheorghe, noi vrem să facem ție un cadou, chiar serios. Am luat un rucsac așa mai universal, care se-i placă și unui adolescent. Și chiar dacă erai de clasa 1, tot avea să-ți placă. Dar cred că nu ești clasa 1. Asta? Îți place ghezonul? Da. El e plin cu rechiziții școlare. Ia uite. Nu, serios, nu-i plac. Ia uite. Așa un plinar interesant. Îți place fotbol? Da. Serios? Da. Tot e nou. Nu l-am luat la alt copil. Și vrem să-l dăm fie. Da, mulțumesc. Serios. Da. Te așteptam la așa surpriză. Prea. Nu prea? Stai. Până la dat, eu am spus că e abonatul nostru. Eu vreau să văd. Dacă e așa, ți-l dau. Hai să scriem. Nu. Jasmina Show. Ia, super. Dar nu ești abonat, băieți. Ia uite, vezi? Aici arată că să apăsi subscribe. Ok, dăm o șansă, pentru că deja cumva i-am făcut oferta asta. El trebuie să se aboneze și apoi îi dăm rugăciune. Hai, ține. Și apasă pe clopoții. Bun? Da. Super. Ia pe-o. Mulțumesc. Știi, parcă și mie mi-a stat mai ușor. Ok. Zi bun. La revedere. Acum, haideți să căutăm o fetiță abonată. Noi am cumpărat un ghiozdan de școală cu rechizite școlare. Era unul pentru băieți și l-am dat unui băiat. Și acum a rămas unul pentru fete și vrem să facem cadou. Cred că este abonat pentru că e necunoscut. Cum te numești? Vreți să facem un cadou, e că din partea Jasmine. Acum mi-am inteles că eu, că te-am vedeam micuț. Am mai crescut, așa? Acum nu prea mă uit și eu. Cum te numești? Ia ghiozdanul. Deci asta este Adelina, este puțin emoționată și îi facem ei acest cadou. Este plin cu rechizite școlare. Da, mergi la școală? Pe timpul că este vezi. Este vezi și tu cum. Ok. Nu este vezi acolo. Ok. Oh, ya fue un perrito.
Cum faci tu, Adelina? Adelina, cum faci tu? Nu, tu bine arăt de Adelina. Un 5 din partea mea? Lucia, da? Vă mulțumim! Da, ce-i bun? Iată și mi-a mers că nu deodată am găsit un băiat și o fată și am cadenat în stare și e așa o emoție când îmi faci cadouri și nu știu cum să explic. Da, nu ne-am așteptat la emoții Adelinei, că va fi într-atât de emoționată, serioasă, știi, parcă nu vinea să creadă, dar am văzut-o că îi spunea mamei, Jasmina, Jasmina, înseamnă că o știe, înseamnă că este abonată și de asta i-am făcut ei anume acest cadou. M-a plăcut? Așa că a fost fain. Dacă v-a plăcut, dați un like și scrieți un comentariu. Și nu uitați să vă abonați și să apăsați clopoțelul. Și noi vă spunem, pa, pa! Pa!